Salutare, oameni buni! Eu sunt Adrian și bine v-am găsit la un nou episod de Sam pe serverul de Bizon. Am și grasul aici care este pe sleep. M-am trezit acum că vreau să dau un pickpocket. Mai fac și o puțină skill pickpocket. Ce ID are asta? 263. Este aici. Am și jefuit. M-am jefuit pe mine, 130 din 240. Aha, mai am vreo 110 de făcut. Mă pun din nou pe sleep, pe contul secundar. Sleep. Bun. După cum spune și titlul, o ultimă tractare. Da, tocmai am pus demisia în Tow Truck Company. Mă voi duce acum să mai fac câteva tractări, ultimele mele tractări în această facțiune. Bine, Paul încă nu a văzut demisia, că abia acum 10 minute cred că am pus-o. Haideți să vă arăt și vouă. Totuși, ca să fie mai credibil, că poate nu mă credeți. Deci, sunt aici pe rpg.bizon.ro Faction. Și unde dracu este? În așteptare aici. Deci, aceasta este demisia mea. Motivul demisiei, consider că mi-am terminat treaba aici și chiar asta consider, că nu prea mai am ce să fac aici și aș dori să mă duc într-un departament, după cum am spus, poate cred că o să aplic în National Guard. Deocamdată National Guard sunt 47 din 50 de membri, deci cred că o să recruteze curând The Bonzi Jack. O să vorbesc totuși cu el. Alte precizări, mulțumesc mult, Paul, pentru șansa acordată, chiar îți mulțumesc, Paul, dacă te vei uita la acest clip. Nu uita, dacă ai nevoie de mine, știi unde să mă găsești, da? Prietenii la nevoie se cunosc. Haideți să intru frumos în joc. Și să-l aleg pe... să-l aleg, ce rea... Așa, să-i spun Audi că filmez. Că a zis să-l anunț și pe el. Așa. Salutați YouTube. Și de asemenea Siku mi-a zis la mulți ani și eu nu știam ce dracu. Și că am făcut un an de când mă uit la tine. Da, am rămas așa lol. Chiar apreciez faptul că unii dintre voi chiar mă urmăriți de foarte mult timp, de un an și ceva aproape m-am apucat și eu de YouTube. Când m-am apucat să mă uit la tine așa, aveam Rusul XD, bun, bănuiesc că știți, WSK, da, îl știu. Și acum și-a schimbat în Siku. Ăsta că a zis să mă anunț, te rog. Hai că te anunț, dar ai zis că te duci să mănânci. Acum filmez, dar o să vadă la Mist Messages. Mamă, ce e aici, frate? Așa. Filmez fără X, așa. Ăsta a pus și ca message of the day, lol. Salut YouTube, vă mulțumesc mult, băieți și fete. Și Cristina aici. S-a dat bonusul. Și asta, bă, sincer, nu știu dacă s-a dat, că a întrebat un coleg. Nu cred că s-a dat, că eu abia acum 20 de minute cam așa am intrat pe joc. Deci mie kid de la ce. mi-am schimbat poziția mașinilor. După cum puteți vedea, am pus sport carurile aici, Super GT-ul, pe care am și modul acesta de sesto element, o să vi-l prezint curând. Infernusul, scuze, LG, Bullet și Cheetah. De asemenea, Cheetah-ul l-am cumpărat de nou din dealership. Trochi sau un rent vehicle, pentru că are deja o mașină. Deține niște chei. Ai dat PC. Dă-i, bă! Sau Tăhărul, așa. Dă-i, mă, Cum dracu se scria? Parcă așa se scria, nu?
Da. Da, true keys. Key 544. Frate, stau după tine, în fine. Până termin asta, eu o să-i dau, sau ăsta, nu știu cine e, o să dau unlock la mașină și aia. Ba, da, după cum spuneam. În sfârșit. Așa, bun. Mi-am cumpărat zile trecute Cheetah, n-am apucat să filmez ca să vă spun. Am cumpărat deoarece am găsit eu modul acesta de Sesto Elemento și voiam să-l pun pe Cheetah. Și bă, mi se părea destul de reușit pe Cheetah, dar după aia l-am pus și pe Super GT și parcă mult mai bine stă pe Super GT. Și l-am cumpărat totuși că îmi place mașina, am mai avut-o cu Hidden și cred că o să-i pun și Hidden, dar deocamdată nu mai am Gold, am 271, dar zilele trecute mi-a picat cont premium. Fiecare zi, parcă odată o zi, a doua oară 2-3 zile și astăzi mi-a picat 5 zile de cont premium, deci am făcut cont premium, am strâns o grămadă de zile numai din Get Gift, ceea ce este foarte bine. Și de asemenea, cred că mâine pe 10, că apoi mâine pe 11 o să se termine quest-ul și Get Gift-ul și toate alea și reducere de asemenea. Cred că mâine o să-mi cumpăr de goldul pe care l-am acum niște zile pe, de cont premium, 271 de gold. Cred că o să pot să-mi cumpăr vreo 3 săptămâni, dar poate am noroc să-mi pice gold și să iau pe o lună direct 288 de gold, în fine. Salutare jucători, pe bizul meu nu este Adrian și bine. Nu ești Adrian, tu ești Sicu sau WSK sau rosu.txt sau mă rog. Așa, unde rămăsese. Da, după cum am spus, această mașină îmi place, am mai avut-o. Mi-am luat o nouă din dealership deoarece cred că era vă 1 sau 2 dimineața când am cumpărat-o. De asemenea, m-am cam împrumutat de la Adrian 28 cu niște bani, trebuie să-i dau înapoi. Ia stați așa să dau frumos. Așa. LG Cheetah. Deocamdată am pus, deocamdată, de fapt, nu, permanent, am pus Sesto Elemento pe Super GT că arată mult mai bine, iar Cheetah-ul o să las exact cum este. Am încercat niște moduri astăzi, m-au întrebat jucătorii, bă, ce n-ai tot faci de tot, ieși și tot intri pe server. Ei bine, când fac așa ceva, ies, intru, înseamnă că încerc niște moduri, testez niște moduri. Că mulți dintre voi m-ați întrebat de ce n-ai fac asta sau ce se întâmplă cu mine. Ei crash-uri sau, mă rog, nu iau niciun crash, ci pur și simplu testez ceva. Ce treacu, am parcat ăsta puțin, în fine, las așa, ajung la șofer, dar... Da, hai că merge. Deci, Cheetah o să las așa. L-am luat pe la 1-2 dimineața, deci nu era niciun jucător care să dețină, nu era online niciun jucător care să dețină un Cheetah PSL, așa că l-am luat direct din dealership. Aș vrea să-i pun totuși niște roți și, bine, n-am niciun ban acum scos la mine și un spoiler, dar mă gândesc că poate o să găsesc un mod ca lumea pe Cheetah și am căutat... Cum am spus, am căutat niște moduri Ferrari Testarossa, pentru că mașina aceasta este Ferrari Testarossa în realitate. Și bă, se potriveau destul de bine, dar faza e că luam crash când intram în Transfender. De fapt nu luam crash, dar îmi apăreau warning-uri de alea și când voiam să pun spoiler, tot mi-apărea warning și dacă apăsam de câteva ori, de vreo 4-5 ori pe spoiler să-l pun, apăreau warning-uri de alea și luam crash la un moment dat. Deci, mă cam enerva faza aia și am scos și deocamdată o să las așa fără mod, las normal.
Ce n-ai pe... Asta are mașina aici aparcată, bă. Pare rău, ia-ți de aici. Păi nu vezi că le am pe ale mele aici. Își face aici Audi RS8 reclamă subtilă. Da. Nu că n-ar fi cel mai folosit paint and spray din Los Santos, dar mă rog. Ia, 5-2 pick-up, pardon, am repede de aici. Bun, perfect. poate îmi dai one TTT. Așa. Deci, mașinile acestea sport le-am pus aici. Puteam să pun în mijloc, de exemplu, ZR350, dar arată mai bine parcă LG-ul aici în mijloc. Așa, iar în partea cealaltă mi-am pus pe restul, clasicele, și haideți să vă arăt și vouă cam cum stau. M-am chinuit așa vreo 10 minute, cred, să mut toate mașinile dintr-un loc în altul. Să dau respawn. Potring, Savannah, Blade. Bă, deci Remington arată criminal cu hidden-ul acesta 186 Super GT. Ce era? Super GT? Nu, Super GT. Ce mai era pe aici? Că am uitat. 0350 și Rancher-ul l-am pus acolo în tufișurile alea. Și Bandit-o, uitați că de șmecher l-am pus aici. Exact în colț. Și Windsor-ul. Stați, că am uitat de Windsor, ești nebun. Windsor, așa. Aici este line-up-ul de clasice. Într-un fel, bă, cred că trebuia să pun Windsor-ul aici și Rancher-ul de aici să-l pună locul la Windsor, nu? Haideți că o să... Da, haideți că o să-l pun acum. O să fac schimbarea. Ce treacă era? Hai să scot Blade-ul, să scot Rancher-ul. Ce să... Unde să vin? Nu, am luat. Acum vreo 20 de minute cred că am luat gift-ul pe toate serverele. Pe toate servere, ce dracu, mă? Pe toate conturile, mă. Și pe toate serverele, what the fuck. Ia, stați puțin. Deci, așa vine Rancher-ul, nu? Că vreau să fie exact în linie. Să fie pe locul lui aici, frumos. Hai că e bine. Rancher de spawn, intră ăsta frumos aici. Chiar dacă nu o să se mai vadă, e, asta e. Parc. Insor. Rancher. Și oficial am 22 de vehicule. 17 pe contul ăsta și restul pe misterios. Ia să văd aici. Da, încă mai sunt. Așa. Minsor. Să-l spawnez. Ca să-l parchez frumos așa. Că la două vehicule de teren aici, Rancher împreună cu Bandito. M-am plimbat zilele trecute cu Bandito. Bă, și credeți-mă că m-am îndrăgostit de acest vehicul. Este super, super șmecher. Mai ales cu roțile de off-road. M-am plimbat special pe în zone de astea de off-road, adică prin deșertul din Las Venturas și prin pădurile acelea de lângă Los Santos. Bă, deci se mișcă super bine pe teren și chiar îmi place la nebunie. Ce vrei? Chi de la pânzi, da, ți le dau, chi ăsta sicu. Lol, m-am bușit de el și ce dracu, s-a pus a făcut și de aia să... căcat era bugul ăsta. Felser. Așa. Pipki. Trebuie să-i le dau din nou, cred că, nu?
Așa, da. Bun. Mașinile clasice aici frumos. De asemenea, Hot Knife-ul și Hustler-ul sunt jos în dreapta, parcate. Blade și Wilson. Ai care arată destul de bine. Mă rog, tot pe astea vreau să le scot la aer. Buletul. Buletul cred că o să se mai plimbe jucătorul acela. Așa. Remington. Savannah. Ce dracu fac și eu? Infernus, pardon. Infernus, Super GT, LG și Cheetah. Voi lua repede Super GT-ul și vom merge până la până la HQ-ul Totra Company, deoarece am spus deja că voi lua Totra-ul. What the fuck, am luat crash. Aoleu. Bun. Gata, sper să nu mai am niciun crash și cut-uri de bug-uri. Așa, hai repede să iau și eu cu cut-ul ăsta de Super GT și să mă duc până la HQ. Da, după cum spuneam, am pus sexta elementul pe Super GT. Arată criminal. Deci este foarte, foarte bine structurat. E nasol că nu pot vedea și numărul de matriculare, dar nu-i problemă. Uitați cât de bine arată, este full carbon fiber. Deci nu o să puteți vedea culorile pe mașină dacă aveți culori. Pe orice mașină a spune modul, nu o să le puteți vedea, deoarece mașina este full carbon fiber. Așa. O să iau tot tracul acesta. Și aprinde și un frumos girofarele acestea. Da. Lol. 8, așa, da. Noroc. Să caut și o mașină. Asta o să fie ultima tractare în această minunată facțiune. Hai să le iau și pe acest jucător. Nu vrea, păcat. Fabi from Badarano. Sau Badarano. Badarano. Badarano, ce leac? Fabi from Badarano. În fine. Nu prea pot să parchez, să tractez aceste vehicule, deoarece se află pe chestia asta aici. Da, nu prea am propriet, nu? De câte știu eu. În fine. Mă voi duce să iau de la CNN să văd pe acolo. Da. Deci voiam să-i dau, să-i trimit lui Cristian și am trimis lui ăsta din greșeală. Salut Fabi, salut și Cristian. Este o mașină aici. Sunt mai multe. Hai că iau pe asta. Atenție, tractez. Și dau toul S. Am uitat că s-a schimbat și locul. Bă, de când am mai tractat un vehicul, ești nebun. Ce mai vrea și primarul de la mine. Bă, ce nenorocit, mă. Ați văzut și voi, deci eu m-am dat special pe trotuar, că eram sigur că o să fac un gest ăsta de handicapat. Da, ce să faci dacă... Bun. $746. Da, ultimii bani pe care o să-i câștig și eu în această facție. Și da, băieți și fete, eu o să închid aici episodul. Îmi pare rău că am luat de două ori crash. N-am ce să fac. Vă zic de aici episodul, dacă v-a plăcut, apăsați și pe butonul de like și pe cel de subscribe dacă sunteți noi. Zilele acestea o să anunț o serie nouă. Da. Cu voi a fost Adrian și let's play together. Baftă! I'm so in love with you.